intrase în amor cu o fată din Vaslui care era, ce am auzit și eu după aceea, prietena, soția unui vestit interlop de acolo, care îi spuneau cei care îl cunoșteau Grecu. Și exista un bar în Vaslui, chiar pe lângă banca comercială, se numea, avea un nume sud-american, San Pedro, San ceva de genul. Și acolo lucra respectiva. Și fotbalist. Nu numai Cosli, mai mulți jucători își făceau veacul acolo. S-au combinat împreună, acest Grecu interlop a aflat de relație și dacă nu mă înșel în memoria, după meciul de la Cluj, după meciul cu CFR Cluj, s-a întors echipa în Vaslui. Așa. Cosli s-a întâlnit cu prietena Amanda. Grecului, cu Cosli Amanta. Era însurat în Honduras, adică era da, cu familie. Da, da, da. Ah, da, okay. Da, familia era nu complicat. Venise. Da. Și, bineînțeles, în prealabil pusese cameră de luat vederi. Iubitul oficial al domnișoarei. Și s-a dus peste ei și i-a prins în fapt. L-a scos pe Cosli, pur și simplu în chiloți, în stradă. Așa este legenda, că după aceea am aflat și eu. Și i-a pus pistolul la cap și i-a spus, ai până dimineață la ora 7 să dispari din România. Din România? Da, din România. Ceea ce s-a și întâmplat. În acea noapte, Cosli, nebunit, și-a luat taxiul via București, în avion, și a plecat la el în țară. Și apoi mă sună domnul Porumboiu, nebunit, unde e Cosli, unde e Cosli, unde e Cosli? Ia legătura cu Cosli. Da. Îl tot sunam și el îmi spunea, România periculoasă, România periculoasă, nu mai... Și mă întrebam, unde ai auzit tu? Ce întâmplări ai văzut în România de spui tu de România periculoasă, România periculoasă? Da. Nu, nu, eu nu mai mă întorc, nu mai mă întorc. Ca apoi să aflu de la Carlos Pizzi povestea ce s-a întâmplat. Cu Grecu. Cu acest interlop Grecu. Da. Și din acest motiv Cosli nu a mai vrut să întoarcă la Vaslui.